Neața, lume! Și bine am găsit la un nou episod din Minecraft. Episodul cu numărul 5, cred. Și dacă nu-i 5, ce mai contează? Ok, deci avem un nou episod aici. Și de ce n-ai tot timpul după ce zic ceva, zic cred că ăsta e cel mai mare defect al meu. Bun. Bun. Deci, am făcut off-camera, am făcut, pentru că m-am plictisit, pur și simplu m-am plictisit și nu am vrut să filmez. Am așteptat să fac mai multe vizualizări și acum cred că am în jur de 180, cam pe acolo. Deci, ce am făcut? Am adunat multe minere, am făcut și level 38, am făcut și anvilul ăsta, deci m-am chinuit, cred că, jumătate de oră ca să văd cum se face un anvil. Deci, mi-am făcut o pickaxe nou nouț pentru că celălalt l-am aruncat. Nu, celălalt din greșeală l-am șters, adică l-am pus aici. Pentru că am vrut să pun niște chestii și l-am pus și am zis, bă, totuși e un pickaxe aproape nou nouț, hai să pun altul. Deci scuzați dacă am trișat, dar e nou nouț. No, să zicem și ăla era nou nouț, dar na. Am luat și niște diamante, am găsit două diamante în chest, parcă, și am mai găsit ceva diamante, cred că încă două sau trei pe undeva, mă rog, pe acolo. Uite, am mai făcut din astea, am făcut 8 blocuri și o să fac un măr de aur. Ăsta de aur îți dă enchanturi multe, dacă nu știați, și ăsta o să-l păstrez pentru lupta cu dragonul. Deci ăsta e... Uite, aici îl pun. Aici o să pun chestiile pentru lupta cu dragonul. Bun. Deci, în acest episod vreau să mă duc în Nether ca să găsesc fortăreața. Și deja mai am făcut niște coordonate acolo unde e fortăreața și știu unde e. Dar în primul rând vreau să fac un pickaxe nou nouț. Sabia asta putem să o facem cu asta pentru că... Așa. Și... cred că e bine așa, am un pickaxe de asta, o să pun aici, așa, și cred că o să-mi fac un set full de unelte din diamant. Deci, asta vedem, ce mai putem să mai luăm de aici pentru luptă? Arc am cu power 1, apropo și am și armura asta enchantată, numai că s-a dus la cât m-am luptat cu mobii, așa, tot level 1 și level 2 am pus pe ea, și ce-ar fi... Na, nu punem un af. Hai să vedem, ce mai putem să mai luăm de aici? Iron, nu avem nevoie. Niște blocuri de... focus de construcții. E așa un stack de ăsta. Cărbune am... N-am nevoie, niște torțe, ok. Deci, un set full de... Stai. Ok, stai puțin. Sper să nu se audă tare. Așa, hai, un așa și o sabie, pentru că o sabie contează foarte mult și cred că e destul, sau hai să mai facem și o lopată, de fapt la ce? Na, hai, fie o lopată, așa, pac, pac, și să le punem aici, mai avem 9 diamante, asta să le păstrăm pentru cazuri urgente. Chiar dacă avem nevoie de ceva urgent. Hai să înceantăm pickaxe-ul ăsta. Pentru că de asta m-am adunat level. Să înceantez acest pickaxe minunat. Sper să-mi iasă un enchant bunicel. Hai să mai dăm să fie cu noroc. Ăsta cred că îmi dă un breaking sau ceva. Nea, asta nu, cred că e seal touch. Ăsta ar fi... efficiency 4. Ok, efficiency 4, hai să punem și pe sabie ceva, ceva de genul 6 și pe lopată 2, dar nu putem, așa că, fratele meu, bun, așa că punem asta, eficiență 4, nu știu cum să zic, e bunicică.
Dar totuși, eficiență 4 și un unbreaking sau forcem. Dar oricum, avem dungeon-ul, avem o grămadă de mob care îi putem omorî și... Perfect, perfect. Bun. Dar o să pun pe pauză filmarea și când o să ajung în Nether, de fapt la fortăreață, pentru că o să mai fac puțin drum până acolo, o să filmez din nou, pentru că știți cum este dacă sunteți fani mai vechi de-ai mei, când pun pe pauză, când merg în Nether, îmi face un lag, deci imens, foarte, foarte mare lag. Da, uite, acum merg 25 de frame-uri, ok. Bun. Deci, cred că suntem pregătiți. Blocurile de construcții, toate uneltele la noi. Și suntem pregătiți. Deci, ne vedem la fortăreață. Hai, așa. Ok, deci, suntem în Nether. Așa. Da, și... nu știu ce mi se vede skin-ul. Habar n-am, adică am ieșit din Minecraft și am intrat din nou pentru că îmi făcea lag. Dar, bun! Important este că am găsit în sfârșit fortăreața. Pentru că se ia trecută de Let's Play Minecraft. Nu o găseam niciun cum. Hai să mergem pe aici. Am văzut niște blaze-uri acolo în capăt. Uite acolo, unul. Wow. Uite-l! Oh, trebuie să avem grijă. Nu! Bitch! Hai, dă-l! Da. Mișto. Deci cred că aici un spawner dacă s-au spawnat. Bă, unde-i? Da. Hai să vedem pe unde să... Ăla-i cumva... Mamă! Wither Skeleton, mamă, deci vreau neapărat să omor chestia aia. Ok, deci trebuie neapărat să ajungem cumva la chestia aia. Nu-mi pasă cum. Da. Nu-mi pasă cum, dar vreau să ajung. Deci dacă luăm un cap de la de scheleton. Da, ok, deci prima dată trebuie să omorâm. Sau, da, omorâm chestiile astea. Uite, uite, cum se pare că e nenorocitul ăla. Ok, hai să tragem un schele dacă putem. Unde-i? Mamă. Bă. Ok. Folosim calea cea grea. Uite cât sus, bă! Uite cât sus! Mamă! Uite cât sus! Uite cât sus! Fac! Nu mă omoriți, vă rog! Mori! Mâncare repede, hai! M-am făcut roșii de două blaze-uri. Bun, perfect. Hai, BRB să rezolv ceva. Pentru că update-ul meu, antivirusul meu greșește încă o dată un moment perfect să-și facă update. Ok. Uite-l mă, dar uite cum stă acolo, mă, nenorocitul. Hai, ne apropiem ușor, cu pași mărunți. Și unde e nenorocitul ăla? Deci dacă... Bă... Deci gastul ăsta retardate. Uite-l cum stătea acolo pitit după colț. Îi nația măsii. Ușor. Hai Simco, hai. Hai că poți. Mă, nu poți, mă, da poți. Fii optimist, Simco, fii optimist. Mor, mă. Nu. Hai. Aoleo, nu-i de bine. Trebuie să fac cumva. Nu știu cum, dar trebuie să fac cumva. Ce sunete scot retardația aia. Mama mea. Deci trebuie să fac cumva. Știi cum facem? Da, stai puțin. Updating. Hai mă. Și cancel update. Bun. Perfect. Gata. Mai merge. Wow. Ce naiba. Bă, deci mă distruge antivirusul ăsta. Jur. Da. Ei, la treia oară când revin.
stai, tu n-ai nimic cu mine pentru că nu s-a făcut nimic ție și... Ah, ok. Bă, unde-i? Ok, hai, în viteză. Sparta. No! Frate! Bă, hai un loc sigur unde pot să stau în pace. Liniște și pace, uite și Wither Skeleton acolo. Tu n-ai nimic cu mine pentru că ea nu-i nimic cu tine? De ce la când am zis nu? Parcă a fost așa un moment dramatic, știi? Mai taci, mă, gust infect. Mamă, uite-l! Dă-te dracu de aici. Hai, hai mă, tragi acum, unde ești? Hai, ține! Aoleu. Hai mă, hai, dă-i, hai mă, ce puți? Unde ești? Dar mai dă-te dracu de aici, ține mă! Prast, gata, s-a câștigat. Oh, Doamne. E o luptă grea. Bine, gata. Mă duc în forță, îmi bat piciorul. Nu, deci trebuie să omor gasturile astea tâmpite. Na, mă. Putuți. Dar nu știu cum să pot să mă ferez de ele. Deci astea îți fac munca mai grea tot timpul. Hai, bagă viteză. Aoleu, m-a prins. Frate! Gata. Deci misiunea cu Wither Skeleton îi cam neaccesibilă la momentul de față. Oh, Glowstone, bun. Chiar ce-mi trebuia. De fapt nu-mi trebuia, dar niciodată nu strică ceva în plus, nu? Așa. Bun. Cât? Glowstone 5 și 1. Bun. 4 nu-s destul, mai trebuie. Niciodată nu-i destul! Ține de aici. Gata. Ok. Sper să nu se spawneze, pentru că o să fac infart. Bun, stai acolo cu minte. Bun, gata. Ok. Ok, hai să mergem. Pare rău pentru lagul ăsta, dar chiar nu am ce să fac. Îi... Știu, e super nașpa. Pe unde să o luăm? Hai, fie pe aici sau... stai că am văzut niște scări. Scările pot însemna multe lucruri. Ok, deci cred că pe aici putem. Am văzut ceva. Uite, un blaze acolo. Îmi da și un porc. Ok. Yes! A știut, v-am zis-o că astea pot însemna multe. V-am zis, cum să nu vă zic eu. Da. E frumos. Ok. Frate, ce naiba? Tot timpul e așa, nu pot să înțeleg. Bun, hai să luăm niște chestii de-astea interesante. Și hai să mai luăm câteva. Astea, wow, frate, e super tare pentru că am găsit... Aoleu, am găsit de-astea, o să ne fie mult mai simplu. De acum încolo. Da, deci am dat update la interviu, am 10 minute și acum am zice că închis update-ul. Doamne, nu pot să înțeleg. Ok, acum... Misiunea mea principală e să găsesc un Wither Skeleton și după aia pot să mă întorc liniștit la locuința mea. E greu, e super greu să găsim Wither Skeleton și e și mai greu ca să ne dea, deci e șanse minime să ne dea Skeleton de-aia Skull. Deci m-am gândit dacă o să fac chestii de-astea când o să mor dragonul, să fac un muzeu al chestiilor de-astea greu de obținut astea și să pun acolo ou de dragon, dacă o să-l am, cap de stat de schelet și toate chestiile alea foarte greu de obținut. Dar nimic. Da. Deci cred că trebuie să
să mergem înapoi, pentru că nu putem să... nu putem să găsim un Wither Skeleton. Da, web și ție. Pe aici a mai fost? Nu, n-a mai fost, bun. Ok, deci pe unde e? Acolo e chestia aia, deci tot mai în față, tot mai... Da, m-am rătăcit. În fortreață. Ok, hai să mai omorâm niște de ăștia. Bun, 5. Bun, am și level 5, perfect. Deci, hai că pun pe pauză, ca de obicei, nu, zic ceva. Și mă duc, încerc să găsesc drumul cumva, dar nu știu. Pe aici, nu? Ok, hai să vedem. Ok, aud un magma, de la magma, nu mai știu cum. Și ăla e... Da, ar fi ceva să pun și acolo ceva de legat de magma. Muzeul ăla, dar... Da, cam greu de obținut. Da, o să încerc să găsesc ieșirea și ne vedem după. Bun, deci cam aici s-a terminat episodul. Dar înainte să termin, vreau să pun chestia asta importantă aici. Deci am obținut și niște magma cream, am omorât și niște Wither Skeletons, dar... Na, nicio șansă ca să primești ceva de la ei. Și cam asta a fost. Nu uitați de like, comment și subscribe. Nu uitați să-mi sugerați ce modul să pun. Dacă nu sunteți pe Discord fani, spuneți numele și eu o să vă pun. Și cam asta a fost cu episodul 5. Ne revedem în episodul 6 și până atunci vă zic la revedere, pa, pa!